Echipe ACL în fiecare organizație. Acesta este obiectivul Alianței Creștin-Liberale din Dâmbovița după înființarea biroului județean, format din 39 de membri, și a biroului municipal, ce are 31 de membri. De asemenea, se vor crea echipe de campanie coordonate împreună de membrii PNL și PDL la nivelul fiecărui colegiu de deputați pentru susținerea candidatului ACL în cursa electorală din noiembrie. În următoarea perioadă vom avea câteva acțiuni foarte importante. Pe data de 27 vom participa la lansarea candidatului la funcția de președinte al României, Klaus Iohannis, la București, și din Dâmbovița vor participa peste 2500 de simpatizanți. Conducerea ACL Dâmbovița are convingerea că la momentul respectiv toți consilierii locali și județenii ai acestei organizații politice vor vota conform deciziei biroului politic județean. De asemenea, venirea mea aici în Dâmbovița este un semnal clar că la nivel central se urmărește ca obiectiv creșterea scorului electoral al Alianței Creștin-Liberale în județul Dâmbovița. Și asta nu se poate face decât printr-o luptă la baionetă de tranșee cu PSD-ul. Totodată s-a stabilit și președintele interimar al Partidului Național Liberal la nivelul municipiului Târgoviște după demiterea lui Mihai Volintiru. Zvonurile conform cărora Gabriel Grozavu a ocupat această funcție au fost pulberate la ultima conferință ACL. Primul act pe care l-am semnat privitoare la numirea, privitor la numirea unor președinți interimare a fost desemnarea ca președinte interimar la municipiu a domnului consilier județean Claudiu Vasile. Spun, președinte interimar desemnat la municipiu a fost domnul Claudiu Vasile, care a formulat către biroul județean propunerea de birou municipal interimar.